Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre împărțirea a două numere naturale cu rezultat fracție decimală. Alfa și-a invitat câțiva prieteni și intenționează să-i servească cu un desert. Cum are doar 49 lei, constată că poate cumpăra 10 gogoși sau 4 macarons. El dorește să știe prețul unei gogoși și pe cel al unui macaron. Să vedem cum va proceda. Noi știm că putem aplica metoda reducerii la unitate, astfel prețul unei gogoși se va calcula prin împărțirea lui 49 la 10. Împărțirea se efectuează la fel ca în cazul numerelor naturale. 10 în 49 se cuprinde de 4 ori și obținem restul 9. Prețul unei gogoși poate fi oare 4 rest 9 lei? Evident nu. Vom continua împărțirea prin coborârea succesivă a cifrelor de 0 până la obținerea restului 0. De unde coborâm cifre de 0? Știm că numărul natural 49 poate fi scris sub forma unei fracții zecimale, astfel. Putem introduce oricâte zerouri la sfârșitul părții zecimale. Atunci când ajungem la partea zecimală a de împărțitului, vom introduce virgula și la rezultat. Cum 10 în 90 se cuprinde de 9 ori, se obține 4,9 prețul unei gogoși. Pentru a determina prețul unui macaron, îl vom împărți pe 49 la 4. 4 se cuprinde în 49 de 12 ori și obținem restul 1. Coborâm cifra 0. Continuăm împărțirea. Cum 4 în 10 se cuprinde de 2 ori efectuăm produsul 2 ori 4 și rezultatul îl trecem sub 10. La diferența obținută, adăugăm încă un 0. 4 în 20 se cuprinde de 5 ori și ultimul rest obținut este 0. Deci prețul unui macaron este 12,25 lei. Să revenim asupra calculului 49 împărțit la 10. Ne amintim despre înmulțirea fracțiilor zecimale cu puterea ale lui 10 când mutam virgula către dreapta peste atâtea cifre zecimale cât arăta exponentul lui 10. În mod asemănător, pentru efectuarea împărțirii fracțiilor zecimale la puterea ale lui 10, vom muta virgula către stânga peste atâtea cifre decimale cât arată exponentul lui 10. Astfel, 49 împărțit la 10 egal cu 4,9. Să efectuăm 728 împărțit la 100 egal cu 728 împărțit la 10 la puterea a doua egal cu 7,28. 34,5 împărțit la 10 la puterea a treia este egal cu 0,0345. Dacă partea întreagă de împărțitului are un număr de cifre mai mic decât exponentul puterii lui 10 a împărțitorului, Completăm cu cifre de 0 pentru a forma partea zecimală. În acest caz, partea întreagă a rezultatului este 0. În exemplele prezentate anterior, rezultatele împărțirilor au fost exprimate prin fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule, dar există situații în care rezultatele împărțirilor sunt fracții zecimale infinite. 49 împărțit la 5 egal cu 9,8, care este o fracție zecimală finită. Când împărțim pe 49 la 3, la rezultat, observăm că cifra 3 se repetă continuu la partea decimală. Acest rezultat îl notăm. Și se citește 16, perioadă 3. Aceasta este o fracție periodică simplă. De data aceasta, prima zecimală este 1, următoarea zecimală 6 se repetă de un număr infinit de ori. Acest rezultat îl notăm. Și îl citim 8,1 perioadă 6. Fracția obținută este periodică mixtă deoarece conține cifre zecimale în afara perioadei. Zian are la matematică notele 7, 8, 8 și 9. El obține în teză nota 9. Care este media semestrială la matematică? Pentru a efectua media semestrială la materiile la care avem teză, procedăm astfel. Efectuăm media aritmetică a notelor, except în nota din teză. Înmulțim rezultatul obținut cu 3, adunăm nota din teză și împărțim totul la 4. Rotunjim la întregi fracția decimală obținută. Știm că media aritmetică se calculează împărțind suma numerelor la numărul lor. Cum Zian are 4 note la matematică, except în teza, vom aduna notele și vom împărți rezultatul la 4. 32 împărțit la 4 este egal cu 8. Înmulțim acest rezultat cu 3, adunăm nota din teză și împărțim totul la 4. Obținem 8,25. Cum prima zecimală 2 este mai mică decât 5, rotunjirea va fi aproximarea prin lipsă. Deci media semestrială a lui Zian este egală cu 8. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, calculați media semestrială la limba română a Mariei.